Fetiță, ați văzut vreodată coșmarul de alea în care ești undeva blocat și nu mai poți să mai ieși de acolo. Și tot nări și tot nări și din când în când vezi câte o chestie de genul că ieșire casă de marcat, dar deja ăla cred că e al 10-lea indicator pe care îl vedem și niciodată nu se termină. Dai colțul, iar e magazin. Mai faci un colț, mai e o curbă, tot magazin și din loc în loc chiar scrie și despre casă de marcat. Ai senzația că odată ce ai intrat aici nu mai poți să mai ieși. Ești că ești blocat ca într-o capcană, știi? Așa că noi, a doua oară în viața noastră, în aceste magazine, nu o să mai intrăm niciodată, deci așa nesimțire. Magazinul e făcut ca un labirint. Odată ce ai intrat în el, nu mai poți să mai ieși, până nu treci prin tot labirintul, ai senzația că nu mai poți să mai scapi. Oricât ai merge, oricât ai merge, vezi din când în când un sens spre casele de marcat. Dar niciodată n-ajungi la ele. E ca într-un coșmar de ăla, care pur și simplu se întinde la infinit. Deci iar vezi un sens spre casele de marcat, dar nici acolo nu sunt. Și iar vezi un sens spre casele și nici acolo nu sunt. Deja mergem de vreun sfert de oră. Deci de când am zis hai să ieșim, a trecut vreun sfert de oră și noi nu am ajuns la casele de marcat. Pentru că este un labirint din care nu ai fost mai ieși. Așa ceva n-am pomenit. Am văzut o fel de nesimțiri la viața mea, dar așa ceva n-am văzut. Că chiar așa să fie făcut sub formă de labirinț, să nu mai poți să mai ieși, să te prinde ca într-o capcană, n-am pronunciat-o, știi? Da. Da, uite și tu. Deci mergi și mergi și mergi și niciodată nu stai, uite, iarăși ieșire spre casele de marcat. Dar nu sunt, știi? Sunt doar semne. Din loc în loc mai vezi câte o chestie, ieșire spre casele de marcat. Dar unde sunt casele? De marcat. Da. Deci asta este... Asta este chestia în care nu o să mai intrăm niciodată. Ia zi, bebe, tot? Nici o casă de marcat, hă? Doar semne, ieșire spre casele de marcat. Deja cred că am văzut 20 de dalea. Unde sunt casele de marcat? Da? Cred că ne petrecem toată seara ieșind spre casele de marcat. V-ați văzut vreodată magazin la care să te blochezi înăuntru de ce ai intrat și nu mai poți să mai ieși. Te învârți într-un labirint și doar sunt semne din loc în loc. Mergi e în direcția aia, știi? E multă marte. Te simți ca un șobolan de la într-un labirint de la, știi, la experimente făcute de oameni de știință. E multă marte și nimic. Ce fel de magazin ăsta făcut ca un labirint și odată ce ai intrat, practic trebuie să parcurgi totul ca să poți să ieși partea aia altă, știi? N-am niciodată așa ceva. Tot n-am ajuns. Care sunt? Unde sunt casele de marcat? Nu vezi nicio casă de marcat. Ieșire. A, uite aici. E ieșire. Nu cred. Cine știe ce o să fie după semnul ăla, știi? Da. Deci asta este... Asta e chestia în care noi ne-am jurat că nu o să mai intră niciodată. Bun. Nu e nimeni la casă aici? A, și aici nu e nimeni la casă.